Podurile Prutului. Povestiri de succes despre apropierea localităților din Republica Moldova și România. Din Basarabia mă scriu, dulci frați de dincolo de prut, vă scriu cum pot și prea târziu, mi-e dor de voi și vă sărut. Timp de aproape 8 decenii, Grigore Vieru a fost poate cel mai trainic pod dintre Basarabia și România. Măria sa, poetul, în doar o viață de om, a făcut ca sângele dintre frați să fie din nou roșu și să curgă idoma prutului, să atingă concomitent ambele maluri cu aceeași apă, fără sârme ghimpate. La un an de la trecerea neființa lui Grigore Vieru, în 2010, România vine cu inițiativa ca podul de peste Prut, dintre localitățile Rădăuți și Lipcani, raionul Briceni, acolo unde s-a născut poetul, să-i poarte numele. Pentru că așa a fost și Vieru, un pod de neclintit, la fel de trainic în fața idealului de reînviere a valorilor naționale. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, în parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani, autorii ideii, și-au văzut visul realizat, iar pe poet l-au simțit mai împlinit. Cred că era atât de fericit dacă era astăzi prezent printre noi și inaugura el acest pod. Eu cred că a fost un vis împlinit al dumnealui momentul acela cu malurile de prut și cu toată manifestarea care s-a făcut atunci când au cântat împreună cu Doina și Onaldea Teodorovici, bine, i-au cântat inclusiv în tranșee. Nu s-au dus cu Adrian Păunescu și în fața tancurilor sovietice, sau au cântat Basarabia și limba română și tancurile au tăcut și au ascultat un spectacol extraordinar de frumos în limba română. Sunt foarte emoționat de fiecare dată când vorbesc despre momentele acestea. Așa-mi vine câteodată, Doamne. Acum ar veni rândul dumneavoastră. Și așa-mi vine câteodată. Și așa-mi vine câteodată, se dau cucuțit în teatră. Se dau cucuțit în teatră, Doamne. Podul Grigore Vieru are o istorie zbuciumată. A fost distrus în 1941 de Armata Roșie. Ulterior a fost reconstruit de Armata Germană, căreia îi era necesar pentru ofensivă, și apoi a fost aruncat în aer tot de germanii care se retrăgeau în 1944. Din acel an, circulația pe el a fost imposibilă timp de 66 de ani. În perioada sovietică, ca și toate celelalte poduri de pe Prut care au fost fie aruncate în aer, fie ferecate cu cea mai groasă și mai ghimpată sârmă, cel din nordul extrem al Basarabiei a fost închis, astfel încât nimic să nu ne mai lege de celălalt mal. Pe partea basarabeană a punții din beton, sovieticii au ridicat un imens perete din piatră, unde au instalat cu litere rusești inscripția «Nelzea», adică «interzis». Podul a fost reconstruit cu susținerea fondurilor europene și redeschis în 15 februarie 2010, la o zi de distanță de când poetul ar fi împlinit 75 de ani. Puțini sunt cei care știu că anume Grigore Vieru a fost inițiatorul și promotorul desfășurării Podului de Flori, un eveniment istoric prin care românii de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit după zeci de ani de separare forțată. A fost cea mai fericită zi. La un moment dat s-a aruncat sumpere retean în apă și după el ceilalți și s-au întâlnit la mijlocul Prutului. Și în mijloc cânta muzica și pe un mar și pe alt. Și în mijlocul Prutului s-a încins o horă, pentru că este un lucru nemai auzit și nemai întâlnit în altă parte în lume. Iată, acea horă, ritmul acelei hore
îl veți simți aproape în toate poemele și în toate cântecele mele. Iată că acest vis a fost realizat prin mai multe poduri peste Prut. Și cred că s-a început cu podul de flori. Pe atunci președinte în Republica Moldova era domnul Petru Lucinski, la care a mers tata într-un grup de scriitori și oameni de cultură pentru a negocia sau a cere învoirea acestui eveniment. Până ajunge în anticamera președintelui, cei din grup erau foarte sceptici. Deci cum un președinte din fosta nomenclatură ar putea să dea voie la așa un eveniment. Și iată că minunea s-a întâmplat, domnul președinte Petru Lucinski a binevoit și a susținut această idee și a fost foarte deschis și chiar și a colaborat, a participat la toate aceste evenimente. Și prin prima această deschidere, unde oamenii treceau Prutul așa în not, în bărci, pe scânduri, pe fel de fel de colac de apă, după acest eveniment, deci noi încă o dată am făcut cunoștință cu frații noștri de peste Prut. Încă o dată ne-am înfrățit, cum ar fi. Puțin sunt însă cei care știu, chiar și la 14 ani distanță, că podul Lipcani-Rădăuți poartă numele lui Grigore Vieru. Acest lucru, pe lângă faptul că nu este deloc promovat în stânga Prutului, parcă încearcă a fi ascuns tot de atâția ani. O fi vorba de instabilitatea politică din Republica Moldova din toți acești ani sau de adevărul spus de Grigore Vieru pe care mulți nu au putut sau poate că nici acum nu pot să-l înghită. Cu o explicație anticipată a venit chiar poetul în anii 2000. Când se picură zilnic din grădiniță, nu numai uitare față de tot ce este românesc, ci ură față de tot ce este român. Deci, altă categorie de români de aici sunt înstrăinați de idealurile noastre. Și eu înțeleg. Chiar o parte din rudele mele de la țară sunt împărțite în două tabere. O tabără mai iluminată e cu mine și altă tabără este împotriva mea. Dau bagată în cap că eu le-am adus sărăcia, că am vrut alfabet latin, că am vrut nu știu ce, cheltuieli mari și săranul simplu, sărmanul care nu a ținut în viața lui o carte în mână, nu știe istorie, nu știe nimic, își vede copiii desculți, copiii flămânzi, așa, și crede în ceea ce spune. Vierul le-a adus sărăcie. Dar mă bucur că a venit și vine o generație nouă, luminată de acum, care sunt mândri că sunt români, cunosc istoria. Trebuie să vă mărturisesc că în timpul organizării filmărilor, mai ales cu factori de decizie și oameni din Pererâta, Briceni, ne-am întâlnit și noi cu o rezistență venită, se pare, din tabăra despre care Vieru spunea că e împotriva sa. Mulți nu au vrut să vorbească sau au vorbit printre dinți despre valoarea pe care poetul a atașat-o acestui neam și despre curajul de a spune tare adevărul. Știți, cred că și mintea mea a fost supusă acestei spălări. Nu degeaba din memoria colectivă s-a șters că există așa un pot. Se vede că mecanismul ăsta de a acționa asupra creierului nostru, deci dacă creierul meu nu diferă de creierul comun,
a celor din a contemporanilor mei, cred că și eu am fost supus acestei spăleri. Eu practic mi s-a șters totul din memorie. Țin minte numai cum am ajuns până acolo, însoțit de bunul lui prieten Mihai Cimpoi și cineva din colegi, parmis că a mers din partid, eu nici nu mi-aduc aminte cine. Autoritățile erau la fața locului, nici măcar tăierea panglicii, nu mi-aduc aminte. Vedeți cum cât de profesionist s-a mers pentru a dezrădăcina acest eveniment. Că nici eu măcar nu pot să-mi aduc aminte de detalii. Da, eu pot să-mi aduc aminte ce a fost acum 30-40 de ani în urmă, 20-25 de ani în urmă, în cele mai mici detalii și nuanțat. Dar iată aici, uitați-vă că... Păi așa. Pentru mine este un lucru incredibil. Foarte curios lucru, foarte, da. De parcă s-a pus în priză o mașină, un aparat care a emis unde, peste tot teritoriul basarabian și românesc, da, ca să se șteargă o anumită chestie din memoria noastră. Nici Victor, singurul coleg de clasă al lui Grigore Vieru, care a mai rămas în viață, nu știe că podul de la Lipcani poartă numele poetului. Au fost prieteni buni și chiar s-au înrudit de-a lungul anilor. El spune că dragostea pentru Vieru de Prut era atât de mare încât nu era frică să intre în apele învolburate ale râului, chiar dacă pericolul era eminent. Noi eram deprinși cu Prutul. Era liber, ne scaldam și când am venit sovieti, cum spune, au pus granița și nu ne dă voie să ne ducem. Lămurit el era cât să fie mort. Învățat, după ce a terminat 7 clase, s-a dus la Lipcani, la învățătură. Și poate că acolo arătau filme, cum o lotcă se prinde un om de lotcă și îl târâie asta ea. Și am venit și noi acolo la Prut, era o izitură, și unul mai în vârstă, cu 2 ani, cu dânsul învăța într-o clasă, zice, băi, care vrea să treacă în malul șerland? Te-a zis, am vrea, dar păi, dacă nu știe, m-a nota. Bă, nu-i problemă. Grigore, hai eu. Îi spune și la un vecin acolo, care cu noi, du-te și de 2 curări. Tamanșa mea o curau și așa la care au luat curările. Îi dă să leagă pe Grigore de pișor cu curau și dă un capăt, îl ține pe dâns. Asta care trebuie să înnoate. Și zice, ții de curau și eu îți trec dincolo. Dar acolo, cum îți dai drumul, în iazul și-a lapte, sunt și așa, apă deodată. Și când s-a dat drumul Grigore, i-a dat drumul și la curări și tot, când se uită așa la urmă, Grigore nu-i. Dar el, pe malul Prutului crescut așa, la știe bine înnota, răbde s-a acufundat, l-a ridicat, dovedit el, l-a luat vreo 2 gături de apă și l-a mânat spre primal. A doilea oară era și l-a scos la capăt. L-a pus cu fața în jos, o mai varsat el apă și tot am curele nici vorba, a venit cu pantaloni în mână, el pe drum, ei, îi găsi eu o curau, lasă bre, gine că ai scăpat, dar măcar să nu-i spui lui mama, când am ajuns noi, dar mă și-a dotița mama lui de-a mu știe și erai stenești, mai mult nu-i vedea scaldat. Noi vorbim cu Grigoric și fost Prutul liber, mulți oameni aveau să salveze de la foame. De ce? Îi prindeau pește. Afară de asta, la noi, eu nu știu, altele părți, chiar și în raionul, toți mănâncă scoici, așa zic, muluște. Și prindeau pește, scoici de ăștia, dar așa, au închis și au încercat două persoane să treacă dincolo. O femeie, bărbatul a murit pe front și a rămas cu un băiețel. Cât avea el vreo 2-3 anișori și-a vrut să treacă aici, nu departe, pe malul Prutului, la Rudi. Și-a prins-o, nu s-a auzit nici până azi. Se vede că chiar și-a împușcat-o. A doilea caz, un bărbat pe calare, a vrut să treacă tot dincolo și l-a prins nimic. Și de atunci atâți oameni se temeau să aproche de sârmă, nu că să mai treacă oriceva. De fapt, cum l-am numit noi podul acesta, el întrochipează
poetul care stă pe vertical și sau ca Mântuitorul răstignit pe cruce cu mâinile de ambele părți, care unește aceste două maluri prin conștiința adevărul și a gândul care l-a trăit dânsul și care ne-l-a lăsat și nouă ca energie în unitatea neamului. Ăsta ar fi și rămâne nu numai podul lui Grigore Vieru, nu numai pererita lui Grigore Vieru, ci trăirea noastră românească în ființa noastră, în conștiința noastră, când vorbim de limba română, acolo îl vedem întruchipat, da, pe Eminescu, dar vorbind de situația și perioada prin care noi o trăim, sau de la valul renașterii preajma anilor 90 până încoace, el este conștiința națională, în special a românilor basarabieni. Perioada de renaștere națională l-a adus pe Grigore Vieru acasă. Anume atunci au început turneile poetului în țara mamă, alături de martiri din Basarabia, care își elogiau patria în versuri și poezie. Podurile peste Prut au început să răsară rând pe rând. Au început foarte multe spectacole a lui tata prin țară, adică prin România, cu marii regretați artiști Ion și Doina. Primul spectacol a fost dat la Botoșani, cu 4 luni înaintea Revoluției din decembrie. Vă dați seama pe vremea aceea cât de greu era să obții toate învoirile, s-au obținut toate învoirile pentru acest spectacol de la Botoșani, un singur spectacol. S-a dat spectacolul cu sala arhiplină, cu ușile închise și la sfârșitul spectacolului tata era în scenă și a încheiat acest spectacol că iubiți frați, să știți că acest spectacol nu este un simplu eveniment cultural. Acest spectacol va pune începutul unor evenimente istorice. Și ca de obicei, un mare artist este și un vizionar. Și tata în cazul ăsta a fost vizionar. Nu știu ce minune s-a întâmplat atunci că li s-a dat voie să meargă în toată țara cu spectacolul. Au mers în toată țara, adică s-a început un evenimentul cultural s-a transformat în unul istoric care a culminat cu Revoluția din decembrie 82. Și după aia deja foarte, foarte multe poduri s-au tras din Basarabia în România și cu ajutorul lui tata și cu ajutorul colegilor de breaslă, cu ajutorul lor oamenilor de știință, a politicienilor, a oamenilor de bună credință, ca și evenimente de anvergură culturală, la fel evenimente politice, poduri prin evenimente politice, sportive, economice, de tot felul. Deci noi foarte bine știm că până în ziua de astăzi cel mai mare ajutor financiar, dar și sufletesc, vine din România. A venit, vine și va veni. Tot el îmi povestea că în loc să urce în trenul Prietenia București-Chișinău de la București, a greșit trenul fiind foarte obosit și s-a suit într-un tren care trebuia să ajungă la Oradea. Și pe la Brașov, scriind versuri în continuu în tren, a văzut că nu seamănă nimic pe geamul trenului cu drumul spre Chișinău. Și l-a întrebat pe Naș, cel care controla biletele, dar zice, unde suntem noi? Păi zice, suntem la Brașov. Vai, ce țărișoară frumoasă avem! Și a mers până la Oradea să vadă cât de frumoasă e țara noastră. Nu s-a supărat că s-a urcat în trenul greșit, zice, am scris atât de multe versuri să mai scot un volum de poezie. Oricine va trece acest pod al frăției să se gândească că acest pod este un pod
al limbii române. Este un pod al florilor. Este un pod al poeziei românești. Podul acesta este un pod al dragostei, pentru că Grigore Vieru împrăștia dragoste. La mulți ani cu multă pace, precum Domnului te-i place. Odată cu inaugurarea podului în 2010, Bucureștiul și Chișinăul decid și înființarea unui punct de trecere a frontierei moldoromâne. Până la deschiderea acestui post vamal, agenții economici din Briceni erau nevoiți să parcurgă distanțe mari, cel mai apropiat punct de trecere între Republica Moldova și România fiind amplasat tocmai la 120 km depărtare, la Costești-Stânca. S-a deschis o nouă poartă pentru călătorii și mărfurile din Republica Moldova spre Uniunea Europeană. Zilnic, postul vamal este traversat pe ambele direcții de aproximativ 360 mijloace de transport, majoritatea participanților la traficul transfrontalier fiind cetățeni români. Deschiderea postului vamal Lipcani-Rădăuți a fost posibilă datorită sprijinului financiar acordat de către Uniunea Europeană Republicii Moldova și României pentru construcția infrastructurii postului vamal Lipcani și podului peste râul Prut. Grigore Vieru s-ar fi bucurat și-a dorit întinderea de punți economice așa cum își întind mâna frații când au nevoie. România a devenit principalul partener al Republicii Moldova, investind în mii de proiecte transfrontaliere. Bineînțeles că azi trebuiesc alte poduri, e nevoie de alte poduri. În primul rând de un solid pod economic și eu cred că se va construi și acest pod economic. Parcă ne uitam spre pod și ne încuraja Grigore Vieru că facem o faptă bună. Podul acesta care menționați, eu vreau să zic că pentru noi, cei de la nord, la nordul Republicii, este de mare importanță, nu numai economică, dar este o importanță și culturală și spirituală. Drept dovadă, vreau să vă zic că au început să fie închegate parteneriate între satele vecine, între județele, județul Botoșani, multe sate din raionul nostru și eu am participat la câteva proiecte și plus și proiecte educaționale. Și atât în 2015, când toți încă nu aveau curajul ca să facă legături cu unele școli de peste Prut, iată, la inițiativa, drept că nu a noastră, dar a domnului director Ioan Hunc de la liceu cu program sportiv Botoșani, am fost invitați la un simpozion internațional Grigore Vieru. Și la acest simpozion internațional au fost invitați mai mulți de la noi din sat, lumea se temea, știți că încă mai era o perioadă când nu chiar toți se arătau că au o tendință frumoasă față de statul vecin și am mers eu, profesor de educație fizică și două fete din clasa 7-a. Ne-au întâlnit acolo foarte frumos. O fetiță din clasa 7-a a avut posibilitatea, i s-a oferit cuvântul ca ea să deschidă acest simpozion la care erau scriitori de diferite tale sau de diferite valoare și erau din diferite state. De asemenea, tot erau din Ucraina, era din Bulgaria invitați. Și fetița îmi spune, zice că, doamna Valentina, noi am intrat aici ca niște furnici, dar de atenția care ne-au acordat-o, pe atunci încă Casa Muzeu era în reconstrucție și aveau fotografii, știți, au decurs pe tot simpozionul, au decurs fotografii de la noi, din școală și de la Casa Muzeu. Și zice, am intrat ca niște furnici, dar am ieșit ca niște împărătese.
pentru că fetele au ocupat locul întâi și la recital de poezie și la compunere, că erau acolo niște puncte. Și așa noi, prin intermediul acestui pas, am stabilit legături de parteneriat. Putem să mergem să facem excursii cu copiii la Ipotești, la Humulești, deci mai mult eu văd un plus mare pentru copii, fiindcă avem acces, să spunem, mai aproape. Deci, într-o zi, faci dus, întors. Eu am luat de cărțile care cu autografe mi le-a dăruit Grigore Vier la fiecare volum, cu niște lucruri scrise extraordinare acolo. Și am analizat versurile și am înțeles că undeva 85-87% veți găsi care mesajul în plan național și în plan creștin. Sub diferite forme, aceste picături, neapărat aromate duhovnicești în plan național, le veți găsi. Pășeam prin Sfânta Rourare, pe-al mării țărmure frățesc, mirat că două urme clare pe ale mele le însoțesc. Pășeam în dimineața lină, atât de fericit, păream eu însumi o lumină în universul infinit. Creștin am înțeles pe dată că cel alăturea pășind era chiar Domnul ce s-arată, prin semne numai, ori în gând. Pe mare înceta furtuna, dragi urme mă-nsoțeau ca-n vis. Voiam să le sărut într-una, ca pe-al măicuței mele plâns. Tristețea însă, ca pe un laur, o am simțit când am văzut că cele două urme de aur m-au părăsit, au dispărut. Nu-ți mai sunt drag eu, Doamne, oare? L-am întrebat pe Dumnezeu și am auzit un glas de soare. Te duc în brațe, Fiul meu. Poți să mai spui ceva când reciți astfel de versuri? Poezia lui este atât de emoționantă încât n-ai cum să nu lăcrimezi. Grigore Vieru, a fost o lacrimă. Eu am fost purtător a ultimii lacrimi lui Grigore Vieru când se vășă Sfântul Masă la o rugăciune foarte importantă, acolo când Doamne, nu eu, ci Tu ții mâna, este cartea aceasta, asta, deci când pentru sfârșirea rugăciunii la Sfântul Masă. Și la acel moment mâna așa mi se trăgea, mi-o parcă cineva spre, eu o ridicam cu toată forța ea spre creștetului dânsului. Și la un moment dat, la cuvintele acestea, era inconștient, dar la momentele acestea, Doamna Resa era de față. Și a spus, părinte, ați văzut cum a început să dea din buză, din degete. Și a vărsat o lacrimă pe obraz și prin cutii de mâinii am prins-o până ce s-a evaporat. Așa am ținut-o și am păstrat-o. E zdruncinător. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de prut, vă scriu cum pot și fratezi, mi-e dor de voi și vă sărut.